In the still of the night, I think of you. My heart beats with every thought of you. You're the one I can't let go. In your arms, I find my home. Love, sweet love, it's you I'm dreaming of. Every moment with you feels like a gift from above. Forever and always, you're the one I adore. In your love, I find my forevermore. Find my forevermore, the more. Rochia rămâne, deci e absolut superbă. E absolut superbă. Eu voi căuta aici o soluție. Blugii merg înapoi. Unde mergem, mami? Unde mergem, iubire, astăzi? Iubita mică. Bună dimineața! Începem aici un nou vlog. Cred că o să fac daily săptămâna asta, să vedem cât pot să filmez. Aici avem bebelina. Mergem la spital. Astăzi avem programare la spital, la specialist. Și să vedem cum ajungem. Mergem singure. Să vedem. Spune, mama. Suzeta nu o vrea. De obicei ea doarme în mașină. Acum să vedem. Iubita. Da, mama. Noi aproape am ajuns. Ea doarme. Căutăm parcare. Am venit în zona de urgență la spital, în această zonă de parcare pentru cei care vin la urgență. M-am gândit că poate aici găsesc ceva, vreun loc de liber, și nu este nimic. Am dat două ture deja. Așa că mă duc mai departe să vedem. Astăzi avem programare la specialist și am lăsat copiii la școală. Eu mă sunt trează de la 3 dimineața. Cred că m-am întrecut cu corectorul cu anticearcănul. Am pus să fie. Probabil că mă voi odihni puțin la amiază. După amiază avem puțină treabă. Trebuie să vorbim încă ceva lucruri pentru botez. Vom avea în curând botezul Aurorei. Până la sfârșitul lunii vom face botezul ei. Va fi ceva foarte, foarte frumos. Și...
după amiază aceasta am rămas să mai vedem lucrurile importante, cele mai importante pentru botez. Așa că sper să ajung ok de timp acasă, să pot să mă odihnesc puțin și să, bineînțeles, să pregătesc puțin casa. Atunci când ai vizită, parcă niciodată nu-i de ajuns curățenia. Nu intru în subiectul curățenie, pentru că nu mă consider o maniatică în curățenie, dar îmi place să fie strâns totul la locul lui și eu cred că ăsta e un secret foarte, foarte important ca să fie totul curat. Dacă lucrurile sunt la locul lor, e mult, mult mai ușor să menții curățenia sau să faci curat. Cred că am amestecat puțin lucrurile. Vorbeam de faptul că mi-am început ziua foarte, foarte de dimineață. Am mai ascultat o carte pe Vox. Am terminat cartea Cei 7 soți a lui Evelyn Hugo. Și am început altă carte. Ieri pe Vox s-a lansat formatul audio la cartea Nexus, în lectura lui Mihai Morar. Vă știți ce voce plăcută are. Deci e o plăcere să ascultăm podcasturile și să le ascultăm la radio. Și acum avem plăcerea de a asculta și o carte înregistrată de el. Doamne, cum parchează lumea. Nu contează unde lasă mașina, numai să fie lăsată. Și am început cartea Nexus azi dimineață. Azi dimineață cu noaptea în cap. Dar sunt mulțumită, măcar fac ceva cu timpul acela, pentru că pe telefon nu pot să stau. Ce faci atâta timp pe telefon de la 3 dimineața? Ce poți să faci? În fine. Așa că să sperăm că avem noroc să parcăm. Am lăsat mâncarea făcută de amiază. Paul vrea să mănânce de post și am făcut un orez cu ciuperci. Și pe lângă lui Eduard o să-i fac niște filete, pentru că e în creștere, are 13 ani jumate, mănâncă foarte multă carne și am scos niște filete de porc, de lomă, le zice. Așa că sunt liniștită în privința asta. Singurul lucru e să parchez, să intru la programare la specialist, pentru că avem la ora 10 și aș vrea totuși să fim punctuali. De-aia plec din timp de acasă și mă organizez ca să ajung la timp la programări. Din respect față de oamenii care muncesc aici, de orar și tot, și ca să ajungem și noi acasă. Bebelina doarme. Am încercat să vorbesc puțin înainte să plec cu mașina și nu a vrut. S-a început puțin așa să protesteze și atunci am plecat de pe loc și a dormit. Nu i-am făcut nimic, deci nu m-am stresat, n-am stat cu ea, n-am luat-o din scaun, am zis să încerc. Aveam totuși o bună bucată de mers înainte să ies pe șosea și zic, dacă situația se pune mai alarmantă cu ea, mă opresc, mă dau jos, merg, o iau în brațe, o liniștesc, dar n-a fost cazul. A adormit, așa că am ieșit pe șosea și am ajuns foarte repede. Cred că e mai important să nu ne panicăm noi, mamele, ca bebelușii să fie liniștiți. Acum sunt diferite situații, nu vreau să generalizez. Mi-a mers de data asta, cine știe cum o să fie data viitoare. De data asta a mers, nu era nicio sigur, am zis că încerc. Da, mami, vorbesc de tine și te-ai trezit, iubire, te-ai trezit, minune. S-a trezit minunea. Nu vom parca astăzi pe aici, se pare.
și dacă nu parcăm, nu intrăm la programare. E foarte greu. Este septembrie, toată lumea a venit din vacanță, din satele de vacanță. Din satele de vacanță și ne-am făcut semn că aici am cedează trecerea, chiar dacă eram în sensul giratoriu, așa e făcut. Și atunci e plin la spital de lume care și-a reluat programările cu specialistul, anumite tratamente, anumite revizii, controle, etc. Și asta înseamnă că parcarea e plină. E o parcare foarte mare. Și în partea la intrarea generală și la urgență au foarte multă parcare, dar și foarte mulți oameni care au nevoie de spital. Asta e. Tăcată mănâncă bebelina. Așteptăm să intrăm la programare. Am întârziat foarte mult să parchez, apoi am intrat pe altă ușă, i-am crezut că este o singură intrare pentru spital și se pare că asta e alta parte a spitalului unde trebuia să vin. Încep să-ți dea indicații. Du-te după culoarea albastră, pe culoarea portocalie, apoi ajungi la culoarea roz și după aia stânga și traversezi acel hol lung și așa. Și zic, bine, mulțumesc că mai încolo mai întreb. Încep traseul pe care mi l-ați indicat și apoi mai întreb. Dar am ajuns. Și chiar dacă am întârziat, pentru că am ajuns târziu, bineînțeles, între că am parcat târziu, am intrat pe altă ușă și trebuia să fie în altă parte și toate astea m-am făcut să întârzi. Când am ajuns aici și am spus ce programare avem, la ce oră și cine suntem, mi-a zis că să așteptăm puțin, că nu e nicio problemă, că am ajuns pe mai târziu, deci foarte bine. Acum bebe mănâncă. Ceea ce e foarte important, să mănânce și să fie liniștită, să doarmă. A început azi dimineața să gângurească, să vorbească, cum spunem. E adorabilă. De ce e adorabilă? Mă topesc pur și simplu. I-am pus deja haine subțirele. Da, mami, nu te mai filmez. Și-am îmbrăcat-o. Pentru că îi pun mânecuță lungă și pantalon lunguț doar de dimineață. Și plecam spre casă. Uitam că îmi pare rău că nu mi-am făcut părul cu placa. Aveam timp, fiind trează de la 3 dimineața, aveam timp să mi-l fac, dar nu mi l-am mai făcut. Vă vorbeam, de fapt nu v-am vorbit, v-am arătat că am folosit ulei de nim pentru herpes. E un ulei foarte bun, usucă mea și aici alt herpes zilele trecute, am pus direct ulei de nim și mi l-a uscat și acum văd că face același lucru cu cel din partea asta. Cu uleiul de nim vă las în descriere linkul unde îl puteți cumpăra dacă aveți nevoie pentru herpes, pentru răni, e repelent pentru pișcăturile de insecte și tot felul de chestii și pentru mâinile uscate sau crăpate iar ajută foarte mult. Bineînțeles, sunt produse, sunt cremă de picioare cu ulei de nim, cremă de mâini cu ulei de nim, șampon cu ulei de nim. Sunt foarte multe produse cu ulei de nim, dar se poate cumpăra și uleiul pur, ori în format de 5 ml sau în format de 100 ml. Vă las linkul în descriere, eu sunt foarte mulțumită de el. Noi am ajuns acasă și cred că voi încheia acest vlog cu un haul de mango. Mango Outlet. Mi-a venit două pachete, unul e al meu și altul e pentru Paul, dar îl desfac eu. Mi-am luat haine, nu pentru evenimente sau ceva, ci de purtat. Având o măsură mare, acum am nevoie de 44 la pantaloni. Am încercat pe Mango Outlet online. Am găsit pantaloni cu 6 euro. O să vă las prețurile pe ecran după ce deschid. Și din pachetul lui Paul aș vrea tare mult să vă arăt că i-am luat niște Adidas de piele din Mango pentru Edward.
Luasem alții de piele, la fel ca lui Paul, dar eu îi veneau mari lui Eduard și nu aveau mărime mai mare, mai mică. I-am dat înapoi și atunci am făcut o comandă pe Mango Outlet de la secțiunea de bărbați pentru Eduard. Să vedem cum sunt. Să văd acum care e primul pachet. Așa arată pachetele de mango. Vedeți că pun aici Mango Outlet. Să-l desfac. Mă folosesc de un scaun de la bucătărie. Pentru Paul de pe Mango Outlet am luat pantaloni și cămaș pentru botez și cred că și-a mai luat ceva, nu mai știu, nu cred că au fost doar trei lucruri, ce ar fi Adidas și lui Edward, cămașă și pantaloni pentru Paul, dar nu știu dacă mai ieșea ceva. Nu pune prețurile aici, o să le las pe ecran. Sau ce am luat ecran. Acesta e un pullover, l-am luat mărimea XL, ce-am luat pentru partea de salat XL și a fost, uitați ce calitate, din mango. Deci e absolut superb. Acesta a fost 5,99 € sau 4,99 € la reducere. Văd că nu-mi pune aici prețul inițial decât dacă aș desface aici. Dar nu. Nu arată prețul. Să văd pe pagina de unde le-am cumpărat. Dacă locuiți în Spania și ați vrea să vedeți pe Mango, mangooutlet.es. Deci au lucruri super ok de preț. Ia uitați cât e de frumos. Foarte, foarte plăcut. Mă gândeam să-l port cu bustiere sau poate chiar cu numai eu și în loc de hanorac, duc cu bebe. Mă voi grăbi cu produsele să vi le arăt repede pentru că merg cu bebe. Acești pantaloni i-am luat în două culori, mărimea 44. Dacă îmi rog să-mi vină largi, perfect, pentru că au buzunare. I-am luat pentru a-i avea dimineața să duc copiii la școală, când e mai răcoare. Ia uitați cât de buni. La fel, au fost 6 euro, cred. Nu știu, au lipit, au luat prețul inițial de aici și nu... Acesta e un verde cu nasturi fermoar, dar gândiți-vă, calitatea de mango la 6 euro, nici pe Shein n-aș fi luat prețul ăsta. Eu îi văd foarte mari, sper să-mi vină bine, să cadă, să-mi fie comozi, lejeri, pentru ceea ce vreau eu, să-i port cu tenis, cu Adidas, cu bailarine, cu ce-o fie, chiar și cu șlat, cât o mai fi cald. Și am zis că i-am luat pe două culori, pe acel verde deschis și pe acest roz. Roz murdar, roz prăfuit, zic spaniolii, dar îmi plac, sunt foarte, foarte mari, deci sunt 44 real și ca o buzunare, iar materialul e absolut bestial. E nu doar pentru ca să duc copiii, dar ce mă preocupa cel mai mult era timpul de duc copiii la școală. Nu prea am haine cu ce să mă îmbrac. Iar acesta e alt lovăraș la fel, 4 euro sau 5 euro. Acum nu o să cadă pe mine prea lărguț, să-mi vină destul de fix, cred. Dar totuși măcar să am cu ce să mă îmbrac pentru zilele următoare, săptămânile următoare. Îmi place foarte, foarte mult. Tot la fel, mărimea XL. E un material absolut superb. Pe pagina web era și în culoarea verde, l-am ales pe această culoare. Las aici. Am mai luat și acest plovăraș așa cu năsturei, în caz că am nevoie să-mi pun pe deasupra la vreo rochie sau ceva. Mai ales duminica când mergem la biserică, că altfel așa în oraș nu ieșim noi prea mult. Dar mi s-a părut foarte drăguț, o să-l port așa închis, depinde cum îmi vine partea de jos, cum îmi vin pantalonii sau ce să-mi pun și în partea de sus.
Am ales un L, cred că era singura măsură disponibilă și la fel a fost ceva 5-6 euro. Eu oricum las prețurile pe ecran, știu că mă repet. Mi-a luat și două perechi de blugi. 7,99 cred că au fost blugii. Mă îndoiesc că o să-mi vină pentru că sunt un material foarte tare și cred că nu o să-mi vină, dar oricum o să încerc și să văd. Mi-a plăcut foarte mult faptul că erau așa tăiați aici și dreți, că nu vin strânși. Asta mi-a plăcut la ei, 7,99 dacă a fost prețul. Încă o pereche de blugi mai alb, acela e un alb murdar și acesta e un alb impecabil. I-am luat pentru măsură, puneam mărimea 44 și pentru preț ceva de genul 6,99 poate. Și da, aceștia sunt puțin elastici și forma lor e la fel dreaptă. Parcă i-am văzut puțin mai clopot în poză, dar nu contează. Îmi plac mult cum arată. Ce mă preocupă e proba de foc, să văd dacă e închei. Și aici e o rochie cu mânecă lungă pentru perioada următoare. M-a atras la ea faptul că e parte peste parte și că aș putea să alăptez dacă îmi vine. Dacă mi intră mâna, bine, și cum aș aceasta pe aici, dacă mi intră mâna, mi intră brațul, cred că o să îmi vină. Wow, ce drăguță e că e cu mâneca așa dreaptă, nu are manșetă, nu... Și aceasta a fost mărimea XL și vine la fel așa parte peste parte. Dacă îmi vine, e un material foarte plăcut. Și cred că la fel, un 7,99 a fost. Deci, e absolut super. Acum voi deschide și pachetul lui Paul. Mango Outlet. Ca să vedem papucii încălțate Adidas și lui Edward. Adidas de școală, dar aș fi vrut să se văd ceva de încălțat mai simplu pentru botez și apoi să-i aibă și pentru duminică când mergem la biserică. Se poate încălța și cu Adidas și de școală la biserică, nu e nicio problemă, dar de obicei e destul de loviți. Adidas și e destul de folosit, așa prefer să aibă alții separat. Aici e cămașa de Paul, mărimea M, simplă, albă, să vedem cum o să vină, și pantalonii, la fel, contează să vină, să fie frumos și să se poată asorta cu pantofii care și-a luat. Îmi plac foarte, foarte mult, dar să vedem și cum se aranjează. Așa ar veni pantalonii. Să vedem și cum se aranjează. Am cumpărat haine de botez în ideea să le folosim și după aceea, să nu fie haine prea pretențioase care nu se mai pot folosi. Curea de piele din Mango de la 30 de euro la 6 euro Mango Outlet, deci piele. E absolut incredibil, nu am cuvinte așa prețuri. Și aceasta am plătit-o. La fel, la 6 euro am profitat de comandă, că după peste 30 de euro e și transportul gratuit pe Mango Outlet. Și am profitat să adaug și două curele, să vedem dacă e plac lui Paul. Aceștia ar fi Adidas și sunt din piele și bumbac. Nici aceștia nu vin cu prețul inițial. Știu că au fost undeva la 25 de euro, parcă, reduși de la... Nu mai dau niciun exemplu, mai bine mă uit pe pagină și las prețul pe ecran. Așa arată. Au piele aici, sunt cusuți. Îmi plac foarte, foarte mult și aici e bumbac. Partea aceasta e de bumbac. Și exact cum spuneam, dacă îi vin bine și e măsura bună pentru el să nu fie prea mici,
Rămân pentru momentele astea când trebuie să mergem undeva sau la biserică sau trebuie să se încalțe cu ceva ce nu a suferit prea mult la școală, încălțări care nu au suferit prea mult la școală sau în parc la fotbal. Eu vă las aici cu acest haul de mango, închidem aici acest daily, trebuie să mă pun să o pregătesc prin casă și să vină Paul, ia Paula cu copiii, mă duc cu bebe că m-a chemat. Și nu uitați să vă abonați la acest canal, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like și ne vedem data viitoare. In the still of the night, I think of you. My heart beats with every thought of you. You're the one I can't let go. In your arms, I find my home. Love, sweet love, it's you I'm dreaming of. Every moment with you feels like a gift from above. Forever and always, you're the one I adore. In your love, I find my forevermore. Find my forevermore, the more. Rochia rămâne, deci e absolut superbă. E absolut superbă. Eu voi căuta aici o soluție. Blugii merg înapoi.